Bună dimineața! Ce faceți pe vremea asta bacoviană? Mm? Eu citesc poezii de dimineață, vă citesc vouă, vă recit vouă ca să vă cufund așa în melancolie și așa vă cufundă ploaia în melancolie, vă mai cufund și eu, dar nu-i nimica. <laughs> Astăzi o să vă recit o poezie din volumul lui Ștefan, Îndrăgostește-mă de tine, uh, cu o poezie de dragoste. Da, Ștefan se duce dintr-un subiect în altul, până acum v-am povestit de pisicuțe, de buburuze <laughs> și uh, acum mergem către o poezie de dragoste care se numește Te-am căutat te-am căutat în ale mele vise, în vorbele de tine mult promise, în cântecul de mierlă dimineața, în mirosul teiului înflorit. Te-am căutat în frumusețea trandafirului, în mireasma grâului proaspăt cosit, în locurile de noi știute, în mireasma cafelei proaspăt râșnite, în roa dimineții pe iarbă căzute, în pădurea în care noi doi ne plimbam. Te-am căutat în casa de la țară, în gară, în magazine, pe banca noastră de demult, în poezii, în ale mele fantezii. Te-am căutat pe fiecare stradă, prin baruri, amețit, năuc. Te-am căutat în tot și în toate. Nu mai erai decât în mine și în ale mele aminti.